Cupa Severinului, prima competiție din calendarul Federației Române de Judo, a rămas la malul Dunării. Sportivii pregătiți de Gicu Vasilan și Lena Sterea au strâns medalii după medalii, care, la finalul turneului, i-au propulsat pe prima treaptă a podiumului. În polivalenta severineană au luptat peste 500 de sportivi, legitimați la cluburi din țară, dar și străinătate. Cu 7 medalii de aur, 2 de argint și 11 de bronz, CSM Drobeta s-a impus în clasamentul general și a câștigat pentru prima dată cea de-a 4-a ediție a Cupei Severinului la judo. Bătălia pe tatami a fost spectaculoasă, la malul Dunării fiind prezenți sportivii cei mai buni de la 51 de cluburi din România, Serbia, Bulgaria și Republica Moldova. CSM Drobeta a aruncat în luptă circa 30 de sportivi, unii dintre ei concurând și la două categorii de vârstă. Printre remarcatele clubului severinean au fost Anda Vâlvoi și Diana Argint. Această competiție este foarte importantă deoarece deschide calendarul competițional. Ne-am pregătit foarte intens, am avut un cantonament la Baia de Aramă, la Brebina. Urmează competițiile oficiale unde sperăm că vom fi în formă maximă. Am trecut la două medalii și îmi propun tot așa să iau aceleași medalii. Vă ajută mult înaintea competițiilor oficiale de judo? Ne ajută foarte mult ca să ne pregătim și pentru naționale. Antrenorii consideră că, dincolo de rezultate, competiția i-a ajutat să-și dea seama la ce nivel sunt sportivii acum la început de an, în perspectiva campionatelor naționale din 2015. Se vor trage concluzii importante de la această competiție, pentru că începând cu luna februarie încep finalele campionatelor naționale pe vârstele cadeți, pe urmă după aceea junior, după aceea tineret. Practic, acum, în primele luni, se hotărăsc sportivii care vor reprezenta România la competițiile internaționale. Pe lângă CSM Drobeta, județul nostru a mai fost reprezentat de clubul Iarico Dojo din Severin, dar și de Palatul Copiilor de la Strehaia. Elevii profesorului Gâdea au fost foarte aproape de obiectivul propus după ce au pus mâna pe 3 medalii, 2 de argint și una de bronz, iar 2 sportivi au terminat pe locul 5. Participăm cu 14 sportivi pe categoriile de vârstă înscrise în invitația oficială. Îmi propun să câștig cel puțin 4 medalii. Este un concurs de verificare și formare a viitorilor sportivi pentru viitoarele concursuri care se vor desfășura în prima jumătate a anului 2015. Podiumul clasamentului general de la Cupa Severinului la judo a fost completat de CSM Ploiești și CSK Sofia. Juniorii de la Șerban Cioculescu, prima echipă din campionatul județean care s-a reunit în această iarnă, a dat startul și meciurilor de verificare. Primul test a fost în compania seniorilor de la ASE Corcova, care au avut mult de tras pentru a se impune la limită. Pentru trupa pregătită de Relu Țurai urmează alte amicale, dar și un cantonament la Orșova. După un parcurs foarte bun în turul campionatului cu victorii pe linie, juniorii antrenați de profesorul Relu Țurai și-au reluat pregătirile și la sfârșitul săptămânii trecute au început și seria meciurilor amicale. Primii adversari ai fotbaliștilor care în campionat reprezintă ASE Turnul Severin au fost cei de la ASE Corcova. La capătul al două reprize de 40 de minute desfășurate pe stadionul 1 mai, echipa de seniori din Corcova s-a impus cu 1-0. Deși a fost o partidă amicală, jucătorii s-au luptat pentru fiecare minge și nu de puține ori nu s-au menajat deloc. Dincolo de semnele rămase după contactele dure cu adversarii, dar și rezultat, fotbaliștii severineni consideră că au avut de învățat de la acest joc. Ne ajută foarte mult pentru că sunt echipe bune la noi în campionat. Avem rivali mulți. Ce v-ați propus de la aceste meciuri? Să câștigăm tot. Sunteți pe primul loc în campionat, la juniori. Puteți ajunge, iată, la o fază zonală. Da, și vom face o figură bună și la zonă. Am început antrenamentele pentru acomodare. Acum am început și meciurile amicale. Urmărim la aceste meciuri să căpătăm cât mai multă experiență pentru începutul campionatului. În returul campionatului aveți de apărat locul 1. Cred că ne vom descurca, nu se vor face probleme. La începutul lunii februarie, severinenii vor merge într-un cantonament la Orșova. Până atunci, antrenorul Țurai a programat câte 2 antrenamente pe zi, atât dimineața cât și seara, jucătorii luând parte la acestea în funcție de programul de învățământ al fiecăruia în parte. Această perioadă este foarte importantă, pentru că este perioada de pregătire.
în ceea ce constă meciurile amicale și va urma și un cantonament la Orșova în care ne vom pregăti intens pentru cantonamentul care, pentru campionatul care va să vină. Tânărul tehnician va mai perfecta în perioada următoare și alte amicale pentru a-și contura primul 11 pentru retur. Următorul adversar va fi cel mai probabil echipa de juniori republicani de la CSS Drobeta. Am început pe 5 ianuarie, am început niște antrenamente pentru acomodarea organismului la efort. Sperăm ca jocul nostru după vacanță, nu atât de mare, dar oricât s-a văzut, să fie bun. Ce urmăriți în principal de la aceste meciuri amicale din perioada interconvenție? În primul rând atitudinea lor și să facem în așa fel încât jocul nostru să îmbunătățească de la an la an, de la meci la meci și la final să tot ce ne-am propus, adică câștigarea campionatului, să fie un lucru realizabil. Campionatul juniorilor A1 este împărțit în două serii. Câștigătoarele vor susține în vară un meci de baraj pentru desemnarea echipei care va reprezenta județul la turneul zonal al campionatului național rezervat juniorilor A1. Atât pentru seara aceasta, să aveți un început de săptămână plin de reușite. La revedere!